Eugen Stamate, candidatul PNCCD la alegerile europarlamentare, dar și la cele parlamentare parțiale din Colegiul 9, spune că oamenii au nevoie de politicieni cărora să le pese de problemele lor și să le reprezinte interesele. În urma discuțiilor cu gălățenii din Colegiul numărul 9, obiectivul său principal este să facă demersuri pentru ca cetățenii să beneficieze de apă rece. Oamenii au așteptări, oamenii vor ca cineva să le reprezinte interesele cu adevărat, vor oameni buni, oameni care să aibă suflet, să iubească oamenii și care să meargă să le reprezinte interesele în Parlamentul României. Până acum săracii n-au fost reprezentați, au avut multe și au multe probleme, sunt multe probleme pe zona respectivă. Cea mai importantă, o știți că este problema cu apa și am avut multe demersuri pentru a încerca și a rezolva această problemă. Trebuie să găsite soluții. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem lumină, înțelepciune, curățenie în suflet și în minte, ca să putem să găsim soluții împreună pentru acești oameni care nu din vina lor au ajuns acolo. Unii poate că sunt răuvoitori, dar mulți dintre oameni chiar n-au nicio vină. Ei trebuie să ajutați și sprijiniți. Destul cu umilința, împreună reușim să facem ceva pentru oameni.